особенно, особенно в лавочке Арена. Отсюда как бьет центрально на Чикарену, вообще туда все ямки, только нет, там ничего не делается вообще. Слово да. A fost o vizită conlucrativă, adică s-a discutat probleme recente pe care le confruntă comunitatea noastră. Problemele sunt, ca de obicei, standard, drumuri, grădinițe, școli, reparații, apă, canalizare, cam aia este. Am pus întrebarea de pensionari, asta, adică a pensionerilor. Eu am ieșit la pensie în 2010. Am ieșit cu 977 de lei. Ce au făcut atunci? Cum era asta, formula asta făcută? Mai în scurt, spunea vinitul până la 20, până la 2000, câți ani ai avut și după 2000. Și împărță în două. Eu de până la 2000 am avut 29 de ani, dar după 2000 numai 9 ani. Și dar cum s-o împărță și ce s-o făcut aici? Asta nu-i deloc drept. La șoferi, la tractoriști, la lucrători de comerț și la fermari, care aveau leafă mai multă, aplașii le-au pus coeficientul cel mai mic. Mi-a părut normal, toate bine, adică domnul răspunde la toate întrebările, după cum și este. Am vrut să spunem că noi suntem printre oameni și auzim lumea ce vorbește, ce se discută, lumea e foarte confuză. Sunt informați de pe toate rețelele, toate prostiile, toate murdăriile și lumea nu înțelege că calea noastră e spre Europa. Toți așteptăm să ne dea, să ne mărească salariile, să ne mărească pensiile. Dar nimeni nu plătește impozite, nimeni fuge de astea, de unde noi îți primim? E binevenit, eu cred că e binevenit. Și mai stai de vorbă cu oameni și împărtășească nevoile, poate mai mult trag atenție la țărani, la oamenii ăștia care muncesc câmpuri și nu au aproape nicăi. Data nașterii, ca să verificăm dacă noi cumva sunteți într-o listă de interdicție din partea statului Israel. Nu era ca întrebarea asta. Eu verificat că nu avem tot. La Israel. Am dat doar la listarea asta. Acolo, cum să spun, acolo. Noi trebuie să verificăm cu autoritățile. Statul Republica Moldova nu poate să interzică să ieșiți din țară. De data...